La ședință participă domnul primar al Mencea Constantin și doamna Sibișana Andra Genoveva, secretara municipiului. Înainte de a trece la ordinea de zi, supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Contra? Se abține cineva? Deci cu număr de 16 voturi, procesul verbal al ședinței a fost aprobat. Înainte de a supune la vot ordinea de zi pe care deja o aveți în față, propun completarea ordinii de zi. Da, propun completarea ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre care va deveni numărul 31 din ședința de astăzi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Arzuș și a listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pentru anul 2018. Cine este pentru ordinea de zi completată și cu acest articol? Se abține cineva contra? Deci cu 16 voturi, ordinea de zi este aprobată. Dăm cuvântul domnului primar Constantin Armice, primul proiect de hotărâre. Primul punct al ordinii de zi, am să vă citesc proiectul de hotărâre pe articol. Articolul 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului general al municipiului Arzuș la datele 31.12.2017, în următoarea structură care aveți prezentată. Eu am să citesc mai rezultatul exercițiului. Rezultatul exercițiului bugetului general al municipiului Arzuș pe trimestrul 4 al anului 2017, pe total se prezintă cu excedent la data 31 decembrie 2017, în sumă de 537.667 lei, din care pentru secțiunea de funcționare un excedent de 1.435.448 lei, iar pentru dezvoltare un deficit de 897.781. Articolul 2. Se aprobă contul de execuție a bugetului local al municipiului Arzuș la data 31.12.2017, în structura prezentată în hotărâre. Rezultatul exercițiului bugetului local pe trimestrul 4 al anului 2017, pe total se prezintă cu un excedent la 31.12.2017, în sumă de 295.399 lei, din care pentru funcționare un excedent de 1.193.880 lei, iar pentru rezolvare un deficit de 897.701 lei, conform anexului 2 și 3. Articolul 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la 31.12.2017, următoarea structură prezentată în proiectul de hotărâre. Rezultatul acestui exercițiu la sfârșitul trimestrului aproape se prezintă cu un excedent în sumă de 242.268 lei, din care pentru secțiunea de funcționare un excedent de 242.268 lei. Articolul 4. Comunicarea și publicitatea prezentei hotărâri se va asigura de către secretarul municipiului Arzuș din aparatul de specialitate. Din aparatul de specialitate. Da, mulțumesc, domnul primar. Are cuvântul domnul Bucatană, președintele Comisiei pentru activități economice și financiare. Da, comisia s-a întrunit în data de 28 martie. Au participat la lucrările comisiei consilierii Catanui Ion Toderașcu Fănică și Nechifor Florin. Au lipsit consilierii Cristea, Claudiu și Neagu Florin. Am dezbătut proiectul de hotărâre, a participat directorul economic la dezbatere și am avizat cu 3 voturi pentru. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Discuții dacă sunt? Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Deci cu 16 voturi a devenit proiectul de hotărâre numărul? 24. Articolul 1 la următorul proiect de hotărâre se aprobă recontarea sumei din 1.165 lei pentru școala gimnazială numărul 1, reprezentând cheltuieli pentru naveta cadrului didactic și a personalului nedidactic pentru aferent lunii februarie 2018. Articolul 2. Se aprobă decontarea sumei de 2.344 lei pentru școala gimnazială Principele Radu, reprezentând cheltuieli pentru naveta cadrului didactic și a personalului didactic auxiliar pentru lunile ianuarie și februarie 2018. Articolul 3. Se aprobă decontarea sumei de 410 lei pentru școala gimnazială Angela Gheorghiu, reprezentând naveta cadrului didactic aferente lunilor ianuarie și februarie 2018. Articolul 4. Se aprobă decontarea sumei de 1.357 pentru școala Mareșala Berescu, reprezentând cheltuieli pentru naveta cadrului didactic și a personalului nedidactic,
aferent lunii februarie 2018, articolul 5. Se aprobă decontarea sumei de 2555 lei pentru Colegiul Național Emil Bota, reprezentând avete aferent lunii februarie 2018. Articolul 6. Se aprobă decontarea sumei de 2700 lei pentru Colegiul Tehnic George Balc, reprezentând avete cadre de dacia aferent lunii februarie 2018. Și articolul 7. Primarul și în serviciul din aparatul de specialitate vor asigura atenția în privirea prezentei hotărâri. Da, mulțumesc, domnul primar. Domnul consilier Catane, Comisia... Da, Comisia de Activități Economico-Financiare a avizat cu 3 voturi pentru, a constatat că proiectul respectă prevederile legale în vigoare. Vă mulțumesc. Domnul consilier Drăghici, Comisia... 5 voturi pentru, mulțumesc. Da, deci la fel de ședință a sosit și domnul Tătărescu, între 17 consilieri prezenți. Discuții dacă sunt pe baza acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține. Deci 17 voturi pentru. Articolul 1 următorul proiect de hotărâre se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru lucrări de instalații în vederea obținerea avizului de securitate a incendiului și executare, sistem de detectare, semnalizare și alarmare incendiului, a obiectivului clădire, stadion, citatul, județul Vrancea, valoare totală investiție de 37.360,1 lei, inclusiv TVA, din care CEP-ul SEM 17.108,7 lei, inclusiv TVA. Indicatori, realizarea instalației pentru securitatea la incendiu conform legislației în vigoare, suprafața totală a obiectivului este de 552 de metri pătrați, sursa de finanțare bugetul local, articolul 2, primarul, prin compartimente în aparatul de specialitate, va asigura ducerea în primirea prezentei hotărâri și prezenta hotărârii se comunică tuturor persoanelor interesate, inclusiv instituției prefectului pentru controlul legalității. Da, domnul consilier Catană, avizul comisiei. Da, comisia apreciază eforturile pentru ca toate instituțiile, pentru ca toate obiectivele să fie avizate de ISU. Este un lucru pozitiv și, ca urmare, avizăm votul pentru proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Discuții dacă sunt pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? 17 voturi pentru, a devenit hotărârea numărul 26. Articolul 1 la următorul proiect de hotărâre se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru lucrări de instalații în vederea obținerea avizului la securitate, de securitate la incendiu și executare sistem de detectare, semnalizare și alarmare incendiu, obiectivului piața agroalimentară municipiul Ajut, județul Vrancea. Valoarea totală a investiției este de 33.000, inclusiv TVA, din care construcții montaj 15.100,10 inclusiv TVA, indicator realizarea instalației de securitate la incendiu conform legislației în vigoare, valoarea totală, suprafața totală a obiectivului este de 2546 metri pătrați, sursa de finanțare bugetul local, articolul 2, primarul fiind compartiment în aparatul de specialitate, va asigura ducerea de plinirea prezentei hotărâri și articolul 3, prezentea hotărârii se comunică tuturor persoanelor interesate, inclusiv instituții prefectului pentru control legalității. Da, mulțumim. Domnul consilier Catană, comisie. 3 voturi pentru. Mulțumim. Discuții dacă sunt. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține. Articolul la următorul proiect. 17 voturi pentru, nu sunt ajuns. Hotărârea numărul 27. Următorul punct. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru lucrări de instalații în vederea obținerea avizului de securitate la incendiu și executare sistem de detectare, semnalizare și alarmare incendiu pentru obiectivul clădirii Ocol Municipiul Ajut pentru oameni și aprobarea totală a investiției de 14.860 lei inclusiv TVA, plus alimentarea bugetului local, suprafață pe care obiectivul este 103 metri pătrați, articolul 3, primarul prin compartimentul de la vădă de specialitate, va asigura de la vădă de se comunică tuturor persoanelor interesate, inclusiv instituții de prefectul pentru control de legalitate. La domnul consilier Catană, comisia. Comisia cu 3 voturi pentru avizarea asupra aparatului. Mulțumesc, discuții dacă sunt. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține. N-avem 17 voturi pentru. A devenit hotărârea numărul 28. Articolul la următorul proiect se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru lucrări de instalații în vederea obținerea avizului de securitate la incendiu și executarea sistemului de detectare,
semnalizare și alarmare în sediu a obiectivului, clădiri, taxe și impozite municipiului Arjun, prețul Vrancea, valoare totală a investiției de 32.926,77 lei inclusiv TVA. Suprafața totală a obiectivului este de 523 de metri pătrați, sursa de finanțare bugetul local. Articolul 2. Primarul prin combatimente în aparatul de specialitate va asigura ducerea în primirea prezentului hotărâri și la articolul 3. Prezenta hotărârii pe comunică tuturor persoanelor interesate, inclusiv instituții prefectului pentru controlul legalității. Comisia domnul consilier. 3 voturi pentru, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Nu avem. Deci cu număr de 17 voturi. Pe hotărârea numărul 29. Punctul următor, vă rog. Articolul 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție extindere rețea gaze naturale strada Ionu Cacaragiale, municipiul județul Vrancea. Valoarea totală a investiției este de 22.352 lei, din care cel puțin 20.595 lei. Sursa de finanțare UAT Ajut, valoarea totală este de 11.793 lei și diferența este de 10.949 lei la ING România S.A. Articolul 2. Se aprobă modelul contractului de cofinanțare prevăzut la anexa numărul 1, care face parte integrantă în prezenta hotărâre. Articolul 3. UAT municipiul Ajut va ceda în folosință districat sub rețele obiectivul de investiție de la data realizării acestuia, articolul 4, se împuternicește primarul să se meze contractul de cofinanțare pentru utilizarea lucrărilor de investiție, extinderea rețea pe strada Ionu Cacaragiale, articolul 5, prevederile prezente hotărâri vor fi puse în aplicare de către serviciul administrat domeniul public și privat și articolul 16, hotărârii va fi comunicate instituției prefectului pentru controlul legalității. Da, comisia, domnul consilier Catan, vă rog. Da, comisia avizează cu 3 voturi pentru. Informez ședința că la dezbaterea proiectului a participat funcționari din primărie care ne-au dat toate datele, informațiile pentru ca noi să avizăm acest proiect important pentru cei care locuiesc în zona respectivă. Mulțumesc. Da, discuții dacă sunt în baza acestui proiect? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Dacă nu sunt, cu 17 voturi pentru, a devenit hotărârea numărul 30. Următorul punct. Articolul 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici al obiectivului de investiție extindere rețea gaze naturale strada Câmpului, municipiul județul Vrancea. Valoarea totală a investiției este de 55.978 lei, din care UAT Ajut, valoarea totală este de 44.923 lei, iar ING România S.A., valoarea totală este de 10.255 lei. Articolul 2. Se aprobă modelul contractului de cofinanțare prevăzut la anexa 1. Articolul 3. UAT municipiul Ajut va ceda în folosință Distrigaz Sud obiectivul de investiție de la data realizării acesteia și articolul 4. Articolul 4. Se împuternicește primarul să semneze contractul de cofinanțare. Articolul 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi puse în aplicare de către serviciul administrat al domeniului public privat și articolul 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituției prefectului pentru controlul legalității. 3 voturi pentru. La comisia, domnul Cazan, 3 voturi pentru. Discuții dacă sunt pe marginea acestui proiect. Dar domnul consilier Nechivă, vă rog. Așa cum am spus și anul trecut, timpul ăsta mă revesc și acum. Doresc o situație cu cererile de extindere a rețelei de gaze în oraș. Anul trecut, când am cerut lucrul ăsta, mi s-a spus că nu se pot raporta la gaze sau extinde rețeaua pentru că nu sunt cereri. Mă gândesc că aveți o situație cu astfel de cereri și ce străzi. De asemenea, și un plan cu extinderea acestor rețele de gaze, care sunt străzile care urmează, să știm și noi. Legat de proiectul de față, strada Câmpului este destul de lungă și mai are și ramificații. În zona casei de apă, dacă zic bine, sunt două străduțe care, una spre stație de evacuare, așa, una care duce spre, are casa domnului Anton și una pe partea stângă, unde are domnul Stoian. E tot strada Câmpului se numește și acolo nu sunt prinse, nu este prinsă extinderea de gaze. Mă gândesc că dacă tot am ajuns până acolo, trebuiau făcute demersuri necesare să extindem un întregime pe strada Câmpului, să acoperim. Nu au fost cerere, nu au depus de cerere. Păi așa am primit și la anul trecut un răspuns și chiar vreau și eu să știu unde sunt cereri și unde nu sunt. Care e planul de extindere a rețelei de gaze? Unde, ce străzi urmează? Mulțumesc. Dacă îmi permite, vă dau și un răspuns. Deci, toate extinderile de rețea de gaze se fac la soluțitele cetățenilor. Deci, toți cetățenii care au soluțitele
pe anumite străzi, am prins un proiect de hotărâre și am pregătit și banii ca să avem pe lista de buget. Deci sunt destule străzi care le-am văzut și eu acum, dar sunt nesolicitate în fața cetățenilor. Ca să se demareze o investiție de această manieră, trebuie 90%, 95% din populația care stau pe strada respectivă să fie doritori de astfel de lucrări. Deci ați văzut foarte bine, chiar strada Câmpului, unde este o stradă care majoritatea au vrut, ați văzut foarte cu finanțare avem noi. Dăm noi 44% dăm acolo și distrigați 100 de milioane bani vechi. Ceea ce este incorect. Am reanalizat această ofertă, de 5 ori le-am returnat-o la cei datistigați, până nemulțumirea asta. Dar acolo unde sunt 2-3 solicitări pe stradă, vă dați seama că e o investiție care nu se justifică pentru bugetul local. Deci, toate solicitările cetățenilor vor fi analizate, dar până acum nu avem niciuna, dar cei care le-am prezentat și pe care i-am reușit să-i convingem să vină cu cereri în proporție 95%. Deci, și ați văzut acum, ultima stradă este, mai urmează încă o stradă, Ion Creangă, și cam sunt toate solicitările de mașul ajut. Mai avem, dispare o extindere pe undeva, pe Nicolae, pe Mihai Bogănicianu, și cam atât, o solicitare, dar un singur cetățean a solicitat. Și analizăm. Deci, încă o dată, ca să știți, că solicitările se fac, extindere se fac la nivelul solicitărilor. Da, mulțumim. Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu mai sunt, supunem la vot cine este pentru. Împotriva, abțineri, deci cu 17 voturi pentru, a devenit hotărârea numărul 31. Următorul. Articolul 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economice ai obiectivului de investiții, extindere rețea gaze naturale, strada Ion Creangă, municipiul județul Vrancea, valoarea totală a investiției de 29.834, din care cei puțin 21.057 lei. UAT Ajut va plăti o sumă de 12.594 ca și cofinanțare, ING România S.A. o sumă de 10.240. Articolul 2. Se aprobă modelul contractului de cofinanțare prevăzut în anexa numărul 1. Articolul 3. UAT Municipiul Ajut va ceda în folosință distrigați sud rețele obiectivul de investiție de la data realizării acestuia. Articolul 4. Se împuterește primarul să semneze contractul de cofinanțare. Articolul 5. Prevederile prezente hotărâri vor fi comunicate și puse în aplicare de serviciu administrare domeniului public. La articolul 6, prezenta hotărâre va fi comunicată instituției prefectului pentru controlul legalității. Da, comisia, domnul consilier Catana, vă rog. 3 voturi pentru. Mulțumesc. Discuții dacă sunt pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supunem la vot cine este pentru. Împotriva, abțineri, avem. Deci cu 17 voturi pentru a deveni hotărârea numărul 32. Următorul punct. O singură intervenție aș vrea să fac. Deci ultimele două extindere, dacă ați văzut, e vorba de munca Caragiale și Om în Creangă, sunt în zona cartierului Ajung Mor, cartier care va intra în reabilitare, în asfaltare, în această perioadă. Deci după începerea asfaltării, o perioadă de 5 ani de zile, nu s-a mai întâmplat la infrastructura subterană. Deci, subiectul vorbim și mai sunt străzături, dar nu e dorință. Nu e dorință, dar au fost înștiințați toți în acest cartier. Mai avem o stradă care e prinsă pe nou poim cu partea de canalizare și mă refer la strada din dreptul bisericii, paralelul pe care am făcut. Și restul nicio solicitare, până nu sunt pănuți că înseamnă și niște costuri în cetățenii care stau. Marea majoritate din cartierul Mareșal Antonescu, din Ajung Nord, sunt interesați pentru cumpărarea terenului pentru că le expiră acele contracte de concesiune. Și probabil vor fi solicitări majore, multe, în varianta de cumpărare a terenului, pentru că concesiunea se mai mărește încă pe jumătate în perioada care a avut-o până acum. Și interesul mai mare al lor este să devină proprietar pe acel teren unde au construit și capul. Da, mulțumim. Trecem la următorul punct. Articolul 1, la următorul punct. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Societății Comerciale Utilități Publice Municipale Ajut SRL, conform anexul 1.5 la prezenta hotărâre, care fac parte integrantă de prezenta hotărâre. Articolul 2. Primarul municipiului, prin compartimentul din aparatul de specialitate, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre și articolul 3. Hotărârea se comunică instituției prefectului tuturor persoanelor interesate pentru controlul legalității. Da, domnul Catana, comisia. Da, la dezbaterea proiectului a participat domnul Pavel Marius, șeful serviciului, domnul Trif Sorin, director general la OPM, și de asemenea a fost reprezentată și firma care asigură coordonarea activității financiare contabile. Două voturi pentru și un vot abținere. Abținere domnul consilier Nichifor Florin, domnia sa o să intervină și o să explice. Și noi, în cadrul comisiei, considerăm că este necesar în perioada următoare să se constituie o comisie care să studieze și să
Vadă ce s-a întâmplat în adjunct în privința activității asociațiilor de proprietari. Sunt o serie de stări conflictuale între proprietari, cei care conduc asociațiile de proprietari și cei care, de fapt, trebuie să asigure administrarea fondului locativ. Această comisie, cei care sunt în primării, specialiști, pot să gândească cum pot să fie constituită și mai ales ce obiective poate să aibă această comisie. Deci, încă o dată, două voturi pentru și un vot abținere. Eu, cel puțin, consider că bugetul de venituri și cheltuieli este bine fundamentat. Este un buget care, după părerea mea, asigură funcționarea la limită a societății. Deci nu este un buget care să asigure o dezvoltare și o diversificare a activității societății, dar este un buget care, pentru 2018, va putea să asigure funcționarea la parametrii corespunzători. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Dacă mai sunt alte discuții, domnul Nechivă. Așa cum a spus și comisie, m-am abținut pentru că am sesizat că unele cheltuieli sunt supraestimate față de anul 2017, cu mult supraestimate, nu? Mai mult, mult estimate. Și atunci explicațiile care am primit în comisie nu m-a satisfac în sensul că ar fi vrut să le regăsesc în buget, exact cum sunt cheltuielile juridice, să fie pe capitole și celelalte cheltuieli. Cred că se putea face mult mai transparent și nu ar fi fost loc de discuții. Nu am mai spus nimic. Mulțumesc. Alte discuții, doamna, domnul Cădeașcu. Este a patra oară când se solicită ființarea acestei comisii pentru elucidarea unei funcționarea acestei societăți. Ne-am studiat ieri activitatea economică. Merge pe limită, adică merge cât poate ei, fără modernizări. Au nevoie de modernizări, însă au stocat această problemă. Și nu știu dacă e bine să vă cer dumneavoastră ca președinte acestei ședințe, să votăm pentru înființarea acestei comisii sau să nu votăm pentru înființarea acestei comisii. Pentru că dacă noi înființăm această comisie, atunci nu mai sunt atâtea dezbateri contradictorii și atâtea probleme în care să ridice directorul picioare, să transpire, să-și pună că dă demisia și votarea. Adică trebuie să stabilim pentru ultima dată ce avem de făcut, ca și altfel și ei nu lucrează ca lumea, când știe, bă, vine ședința de Consiliu, iar ne ridică, iar cu tare și în privința asta să-i ajutăm și să-i elucidăm problema. Da, mulțumesc. Domnul Consiliu Cadă. Da. Eu consider că nu trebuie să votăm acum constituirea comisiei. Aparatul în specialitate trebuie să gândească din punct de vedere legal cum se constituie comisia, să inițiază un proiect de hotărâre. Proiectul de hotărâre în momentul când este redactat, după aia vine în comisie, se vine în ședința de Consiliu Local, se aprobă și se trece la treabă. S-ar putea acum să aprobăm constituirea comisiei, iar apoi când venim în Consiliu să aprobăm proiectul de hotărâre, eu știu din vari motive să nu aprobăm. Deci trebuie inițiat un proiect de hotărâre, se vine în Consiliu Local și aprobăm, așa cum au aprobat și alte comisii care și-au desfășurat activitatea. De aceea, dacă se consideră util, domnul primar, după ce se consultă cu aparatul de specialitate, ia decizia și vine în Consiliu cu un proiect de hotărâre. Comisia este neapărat necesară, după părerea mea. Mulțumesc. Da, mulțumesc și eu. Deci, rog, consemnarea în procesul verbal a celor solicitate de domnul consilier Catană și domnul consilier Tudelașcu. Urmând ca la o ședință următoare să prezinte o comisie care să analizeze activitatea acestui al UPN-ului. Dacă nu mai sunt alte discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri. Florin. Mai sunt. Două abțineri? Patru abțineri. Și împotrivă? N-avem. Deci cu 13 voturi pentru a devenit hotărârea numărul 30
2, da? 33. Articolul 1 la următorul proiect de hotărâre. Articolul 1. Anexa 2. Statul de funcție al Serviciului Public de Iluminat Municipiul Ajuns și al articolului 3 din hotărârea Consiliului Local numărul 171 din 2017 privind înființarea Serviciului Public de Iluminat Municipiul Ajuns, prin reorganizarea compartimentului iluminat public din subordinea Consiliului Local, se va modifica prin faptul că funcția de conducere de șef serviciu este funcție contractuală. Articolul 2. Anexa 2. Stată funcția serviciului public de iluminat municipiul Ajuns face parte integrată în prezenta hotărâre și înlocuiește anexa 2 prin hotărârea Consiliului Local numărul 71 din 26.10.2017. Și articolul 3. Prezenta hotărâre va fi pus în aplicare în compartimentul organizării de lucruri umane și salarizare. Și am pus la conducere publică tuturor persoanelor interesate. Am înțeles, proiectul de hotărâre a fost la Comisia Juridică și a fost analizat cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Discuții de sunt. Dacă nu sunt, trece nouă. Cine se pierde? Împotrivă, abține. 17 voturi. A devenit hotărârea numărul 34. Articolul 1. Se aprobă modificarea articolului 3 aliniatul 2 din regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de iluminat municipal, conținut în anexă la hotărârea 172 din 26 octombrie 2007 a Consiliului Local al Municipiului Ajuns, după cum urmează. Șeful de serviciu este numit în funcție de către primarul Municipiului Ajuns, în condițiile legii. Articolul 2. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de iluminat municipal, conținut în anexă la hotărârea 172 din 26 octombrie 2017 a Consiliului Local al Municipiului Ajuns, se înlocuiește cu regulamentul de organizare și funcționarea serviciului public de iluminat municipal, conținut la anexa, în anexa din prezenta hotărâre. Articolul 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituției prefectului pentru controlul legalității. Da, mulțumesc. Deci Comisia Juridică analizează proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru. Dacă sunt discuții pe baza acestui proiect? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Înșiți. Cu număr de 17 voturi a devenit hotărârea numărul 35. Articolul 1 la următorul proiect de hotărâre se aprobă modificarea statului de funcție al Spitalului Municipal Ajuns, după cum urmează. Le aveți prezentat în proiectul de hotărâre. Articolul 2. Statul de funcție al Spitalului Municipal Ajuns complet este prezentat în anexa numărul 1 al prezentei hotărâri și articolul 3. Prezenta hotărârii va fi comunicată celor interesați și instituției prefectului pentru controlul legalității de către Serviciul Administrației Publică Locală. Da, mulțumim. Comisia Juridică avizează proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru. Dau cuvântul domnului Drăghici, Comisia... 5 voturi pentru. Cu 5 voturi pentru. Discuții dacă sunt. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, cu număr de 17 voturi pentru, a devenit hotărârea numărul 36. Nu trebuie cu voturi. Articolul 1 la următorul proiect de hotărâre. Se aprobă domeniile serviciilor publice și locurile în care contravenienții persoanei fizice sau vor presta activități în folosul comunității, după cum urmează. O secundă, încerc scuze. Da, nu văd mica. Îngrijirea câinilor comunitari, salubritate, pătarea curățenii și igienizarea localității, întreținerea străzilor și a trotuarilor, a aleilor din cimitire și curățirea rigolilor, dezăpezirea și corectarea gunoaielor și a restelor menajere, curățenia și igienizarea pieții și a oborului, întreținerea parcului și a spațiilor verzi, întreținerea și supravegherea locurilor de agrement, a spațiului și a locurilor de joacă pentru copii, amenajarea și curățirea spațiului în jurul blocurilor de locuință, precum și a terenurilor virane, întreținerea mobilierului urban, întreținerea și supravegherea bazelor și obiectivelor sportive, întreținerea și supravegherea școlilor și altor instituții de educație, de educație și cultură, întreținerea și supravegherea clădirilor, împrejurilor și altor construcții din patrimoniul municipiului, activități de dezăpezire a aleilor din parcuri și cimitire, a trotuarelor și parcărilor, desfășurarea de activități în folosul copiilor și bătrânilor, grădiniților, școlilor, spitalului, bisericilor și altor așezămintele social-culturale, activități la sediul primăriei municipiului Ajuns sau la serviciile subordonate, la SPCL, la SPLAS, la Cartea, la, evident, la vârsta a treia. Mulțumesc. Articolul 2. În baza copiei dispozitivului hotărârii judecătorești privind sancționarea
sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității, a mandatului de executare și a confirmării executării integrale a sancțiunii, serviciul executare, cedite și recuperare creanțe va opera stingerea obligațiilor fiscale reprezentând amenzele pentru care contravenienții au prestat activități în folosul comunității. Articolul 3. Începând cu data prezentei hotărâri, se abrogă orice alte prevederi aprobate anterior. Articolul 4. În grijă primarului, serviciul public local de asistență socială și a serviciului executare, cedite și recuperare creanțe vor duce la reprezentarea prezenta hotărâre. Și articolul 5. SAPL-ul, serviciul de asistență publică locală, va asigura comunicarea către instituția prefectului pentru controlul legalității acestei hotărâri. Da, mulțumesc comisia, domnul consilier Drăghici. 5 voturi pentru, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Discuții dacă sunt pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri, deci cu 17 voturi pentru. A devenit hotărârea numărul 37. Articolul 1. Se aprobă colaborarea Consiliului Local al Municipiului Ajut cu Asociația Fioana și Prietenii, cu sediul Municipiului Ajut, strada Tudor Vladimirescu, bloc 29, apartamentul 17, legal reprezentată de doamna Filmon Nicoleta, conform contractului de colaborare, anexa 1. Articolul 2. Se împutrățește primarul prin autemat contractul de colaborare cu Asociația Fioana și Prietenii și aduce la îndeplinire prevederile contractuale. Și articolul 3. Serviciul Asociației Publică Locală va asigura publicitatea hotărârii și comunicarea către persoane interesate, inclusiv instituții de respect. Proiectul de hotărâre a fost la Comisia Juridică, analizat cu 5 voturi pentru. Dacă sunt discuții în fața acestui proiect. Dacă nu sunt, supunem la vot cine este pentru. 16 voturi pentru. A devenit hotărârea numărul 38. Articolul 1. La următorul proiect se aprobă planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism, construire spațiu comercial, construire magazin piese auto, vulcanizare, extindere călătoriei municipiului al județul Vrancea, strada Republicii numărul 12A, talaua 46, parțiala 1866 și 1867. Articolul 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la înălțime către compartimentul arhitecturilor, autorizare și urbanism și comunicate tuturor persoanelor interesate prin intermediul secretarului municipiului al județului. Da, domnul consilier Catanul. Nu eu. Nu, noi n-am avut. Deja. Comisia de analizare a domnului privat, analizează favorabil cu 50 de trebuie. Nu am pus, am trebuit, am lăsat, am lăsat. Modificăm aici, domnul consilier Berjan. Dacă sunt discuții în marginea acestui proiect, dacă nu sunt, supunem la vot cine este pentru. În consiliere, 17 voturi pentru. Articolul 1. La următoare, aprobarea acordarea unui drept de superficie asupra terenului suprafață de 370 m pătrați, aparținând domeniului privat al municipiului Ajut, strada Nicolae Bălțescu, numărul 10B, zona blocului 99-101, județul Vrancea, talaua 3, parțelul 161, operativii societății cooperative meșteșugurească Xincom Popșani, pe o perioadă de 12 luni, în vederea înscrierii la cartea funciară a construcției, edificată pe acest teren, redevența anuală este de 903 euro, a fost aprobată și însucită de Consiliul Local, conform raportului evaluării în 2000 de un evaluator autorizat membru ANEVAR, plată se va face în rate egale la costul BND de ziua plății. Articolul 2, prezentul autorării va fi comunicat în instituției prefectului pentru controlul de calități. Da, deci domnul Bejan, comisia vă rog. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri, deci cu 17 voturi pentru, a devenit hotărârea numărul 40. Următorul proiect de hotărâre. Articolul 1. La următorul proiect de hotărâre se acceptă oferta de donație imobiliară având ca obiect imobilul terenul în suprafață de 2703 metri pătrați situat în travelanul municipiului Ajut, talaua 64, parcela 490, zona casă de apă, identificat prin cartea funciară numărul 51565 abstrut, conform anexii 1 la prezenta hotărâre. Articolul 2. Imobilul teren se face obiectul ofertei de donație menționată la articolul 1, va avea destinația de drum public și va fi introdus în domeniul public după încheierea actului de donație în formă autentică. Articolul 3. Cheltuielile ocazionate în încheierea și autentificarea actului de donație vor fi suportate către donatori. Articolul 4. Se împuternicește primarul municipiului Ajut să semneze actul de donație în formă autentică.
Articolul 5. Prezenta hotărârii modifică în mod corespunzător inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Adjud, prin completarea acesteia cu bunul public, drum public, prevăzut la articolul 1 prin prezenta hotărârii. Articolul 6. Prezenta hotărârii va fi comunicată celor interesați și instituției prefectului pentru controlul legalității. La comisia domnul consilier deja. Mulțumesc, discuții dacă sunt. Eu am un singur punct de vedere aici. Sunt de acord cu această donație și trecere în patrimoniul public, dar aș vrea ca acest drum să fie utilat cu tot ce înseamnă utilități. Pentru că rămân în sarcina consiliului local, acolo este o zonă de construcții și vor veni imediat cu solicitarea urgentă, cred că ne țin de urgentă, de apă, canalizare, nu mai vorbesc de rest. Și este o mare greutate pentru consiliul local în momentul de față, pentru că pe nou poim nu am prevăzut, pentru că nu am știut că apare pe această donație. Aș vrea barăm apa și canalul să fie prevăzut pe aceasta din sursa donatorilor. E un punct de vedere, prima să desfătere. Pentru că va fi o mare greutate pentru consiliul local. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții, vă rog. Domnul consilier Catanu. Da, și în comisie am sesizat aspectele respective. Deci în momentul când ai un drum, iar pe o latură sau alta sunt proprietăți, case, ești obligat să-i asiguri toate utilitățile. Ești obligat. Deci nu casă. În momentul când ei ne-au dat nou terenul, ei construiesc drumul, iar apoi noi venim și trebuie să le asigurăm energie electrică, canal, apă, energie electrică, toate utilitățile. De-aia trebuie să fim foarte atenți. Avem prevederi bugetare, putem suporta de la bugetul local. Sunt două probleme, ori îl amânăm sau dacă nu, să specificăm. Deci, punctul meu, cred că vedeți și pe la televizor că sunt foarte multe zone rezidențiale fără astfel de utilități și ați văzut ce se întâmplă acolo. Eu sunt convins, zona o cunosc foarte bine, este foarte mic și dezvoltat jurul, dar vor rămâne în sarcina consiliului local și sigur anul acesta nu are nicio posibilitate să avem pentru astfel de utilități. Nu ne permite, nu că nu avem, nu avem niciun fel de posibilități. Mai ales că pe nou poim nu l-am prins pentru că n-am știut cum vine această donație. Dacă vedea de anul trecut, poate era mai bine. Deci suntem de acord, dar aș vrea ca acest drum barem cu necesarul de apă și canalizare să fie inclus în donația respectivă. Trebuie să stipulat în proiecte. În proiecte. Deci să aprobe fără... Este un contract de donații. În contractul de donații s-ar putea stipula... Da. În contract. Deci supunem la forma inițială, după care să supunem la vot în forma nouă propusă pentru a prelua această donație cu toate utilitățile asigurate sau în contract de donație. Deci în două părți. Păi cum să-și asigură? Îmi cer scuze. Cum să-și asigură ei utilitățile acolo? De ce vorbim? Sunt atâtea străzi în orașul ăsta care nu au utilități. Acum, dacă mai e una în plus, ce sunt? Nu, dar am înțeles treaba asta, dar eu zic tot, trecem acolo să o luăm, na, e o, până la urmă, strada aia trebuie făcută. O să avem obligația, peste tot avem obligația asta să facem. Dar stipulată în anul următor, nu acum, o să nuceam imediat următor. Dar să fie prins acest amendament. În anii viitori, va fi bugetul. Ce amendament să aducă prin urmă? Să-și pune ei, să-și aducă ei utilități? Nu, nu asta. Cu ce să mai aducă? Noi suntem de exemplu pe stradă la mine, am adus noi cazul. Pe stradă la mine nu am, după ce spune la primărie, nu am nimic. Energie nu este nu am. Și la mare? Nu se face nimic. Având în vedere faptul că mai sunt discuții cu timpul acestui proiect, propun amânarea acestui proiect și eliminarea. Poate fi votat acum amendamentul ca să nu se ceară în următorii ani. Când va vorbi cu cineva, se nu ceară. Eu am propus amânarea. Deci supunem la voi. Ora amânând, ora la cum așteaptă și el. Să nu vin acum cu... Dar v-am pus să avem utilitate. Mai ales două lotos. Păi da, puneți la vot. Eu zic că poate fi. Dar puneți la vot pentru propunerea de... Adică trebuie propunerea de zi. Cine este pentru?
Da, deci cu câte voturi pentru? Ce nu împotrivă? 4 voturi împotrivă. 5. Cu abținere. Eu vreau să dă 5 voturi. 6. Da, dar în momentul ăsta descurajăm, eu știu, și alte persoane care vor să facă donații, când e impunit, să vină cu curentul, să vină cu utilitățile. Și oamenii ce au să spună, păi, dacă mie îmi impune asta, nu mai dau, mai dau donații. Cum stau alții în așteptare, stea și ei. Nu-i vorba de așteptare. Da, dar poate fi luat. Să răspunderea, într-adevăr, domnul primar a spus cum se poate anul ăsta. Dom'le, dacă avem informația de anul ăsta, o putem putifica la anul. Dom'le, avem situația care nu are utilități. Păi dacă anul ăsta se aprobă, la anul putem prinde. Dacă nu prindem nici, nu votăm acum, la anul o să se întâmple același lucru. Și să mai adună niciun an. Toată întreabă. Și vă rog, dar mai sunt lăscari ca utilități în răzbare. Da, cum e asta? Și poate fi luat. Dar de ce nu a fost un proiect numărul 18 se amână pentru datul de doară? 13 voturi pentru 6, 4 contra și 2 abține. Cuvânt că am luat o nouă ședință. Ia mai numărați odată, domnul președinte. Ia 18. 17. Da, mulțumesc, domnul consilier, mulțumesc. Trecem la următorul... Articolul 1. La următorul proiect de hotărâre se aprobă studiul de oportunitate privind aprobarea vânzării terenului suprafață de 20 de metri pătrați, aferent construcției situate în acest strada Tudorului Adimilescu, zona blocului 29-31, poziția 4, aparținând domeniului privat al municipiului Arjut, conform anexei numărul 1. Articolul 2. Se aprobă vânzarea terenului suprafață de 20 de metri pătrați, aferent construcției situate în Arjut, strada Tudorului Adimilescu, zona blocului 29-31, poziția 4, aparținând domeniul privat al municipiului Arjut, pe care este edificat o construcție cu destinație de garaj, conform statutului de carte funciară, numărul 56714, C1. Proprietarul construcției are un drept de preemțiune ca privilegiu asupra terenului. Articolul 3. Prețul de vânzare a terenului esențial stabilit prin aportul de evaluare întocmit de un evaluator extern autorizat, membru ANEVAR și însușit de Consiliul Local al municipiului Arjut, respectiv 31,61 euro pe metru pătrat, cu o valoare totală de 632 de euro, sumă care va fi achitată în lei la cursul euro BNR din ziua plății. Articolul 4. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în forma autentică la biroul notarului public, taxele aferente urmând a fi suportate de cumpărător, achitarea integrală a contravalorii terenului se va face la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Toate obligațiile reciproce se vor concretiza în contractul de vânzare-cumpărare, se va împuternici primarul pentru semnarea actului de transfer a dreptului de proprietate, în cazul care solicitatul nu își exprimă dreptul de preemțiune la cumpărarea terenului, la termenul stabilit, vânzarea terenului va avea loc în condițiile prevăzute la aliniatul 1 și aliniatul 2 al articolului 123 din legea administrației publice locale numărul 215. Articolul 5. Prezentul teren nu face obiectul celor de retrocedare. Articolul 6. În evidențele patrimoniale se va opera corespunzător și la articolul 7. Prezentul hotărârii se va comunica instituției prefectului pentru controlul legalității. Mulțumesc, domnul consilier Bejan, comisia. Comisia aliniază favorabil proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru, cu propunerea ca prețul de vânzare să pornească la 32 euro metru pătrat. Era 31,6 și am să dar supunem la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost inițiat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu majoritate? Proiectul așa cum a fost inițiat este respins, supunem la vot proiectul de hotărâre pentru cu mențiunea că prețul să fie 32 de euro pe metru pătrat pentru de comisie. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Echipul este împotrivă? Motivul pentru care, dacă este viitorul cumpărător de față, așa cum a fost la începutul mandatului, n-am fost de acord cu ridicarea zonului de garaj. Nu sunt de acord cu ridicarea lor și nici cu ce care sunt în prezent. Deci asta este o chestie care să-mi mulțumesc. Da, domnul consilier care al lor. Deci, bati garajele, vedeam moștenit, suturile din administrația 92, 96, 96, 2000, și în momentul când ai concesionat un teren, el a construit un garaj, ai vândut terenul la un proprietar, deci trebuie să soluționezi în același mod toate solicitările.
Deci nu putem să fim împotriva cumpărării terenului. Fiecare și-a construit, o cheltuit pentru a face garajul respectiv și acum noi suntem practic obligați să vindem acest teren, respectăm legea cu prețul și cu cealaltă pregătire. Deci este bine că domnul Nichifor se abține sau este împotrivă. Dacă poate era bine, dacă era în momentul când s-a luat prima măsură de vânzare a terenului. Da, mulțumesc! Da, mulțumesc frumos! Era prea mic. Era prea mic, da. Nu s-a născut, mă. El a avut o idee atunci, dar... Vă rog frumos, trecem la următorul punct. Nu v-ați așteptat și le-ați dat înainte? Sunt împotrivă pentru că în orașul cei drept mai mari nu mai văd garaje, adică sunt, s-au organizat și au făcut parcări exact. Nu, subterane, deci mult mai frumos estetic pentru oraș și se câștigă și spațiul. Dar acum nu mai e ce să mai facem. Eu doar îmi susțin punctul meu de vedere că nu sunt frumoase, nu... Nu știu, de acord cu tine aceea problemă. Și eu de acord. Da, vă mulțumesc frumos, de ce vă mulțumesc. Articolul 1 al hotărârii se aprobă sub nouă oportunitate de documentație pentru mutarea suprafețe de 682 metri pătrați teren, având categoria de folosință arabilă, aparținând domeniul privat al municipiului Ajut, situată în municipiul Ajut, Ecaterina Teodorului, numărul 51, județul Brancea, conform anexii 1 și anexii 2, care fac parte integrantă prezenta hotărârii. Articolul 2. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a suprafeței de teren de 682 metri pătrați, având categoria de folosință arabilă, situată în municipiul Ajut, strada Ecaterina Teodoroiu, județul Vrancea, talaul 73, parțiala 482, aparținând domeniul privat al municipiului Ajut, înscris în cartea funciară numărul 51891. Articolul 3. Prețul minim de vânzare a terenului este în suprafață de 682 metri pătrați, de la care spunește licitația este de 4,90 euro pe metru pătrat, adică 3342 de euro, calculați în lei, la cursul BNR din ziua plății, a fost aprins prin raport de evaluare întocmit de numărator extern membru ANEVAR și în sfârșit de Consiliul Local, valoarea minimă de la care pornește licitația este 3340 de euro, respectiv 15443 roni. Articolul 4. Procedura de licitație publică se va demara maxim 45 de zile de la adoptarea hotărârii, iar prefectarea contractului de vânzare cumpărare va avea loc în maxim 30 de zile de la semnarea procesului verbal de actul de care cumpărătorul va achita prețul conform hotărârii Consiliului Local, privind regulamentul privind organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru vânzarea prin licitație publice a bunurilor imobile, terenul și construcția aparținând domeniul privat al municipiului Ajut. Toate obligațiile reciproce se vor concretiza în contractul vânzare-cumpărare. Articolul 5. Prezentul terenul face obiectul celor de cercetare. Articolul 6. În evidență de patrimoniul privat al municipiului Ajut se va opera corect vânzător vânzarea prin licitație publică a terenului și articolul 7. Prezenta hotărârii va comuna instituției prefectului pentru controlul legalității. La comisia domnului consilier de zonă. Comisia avizează favorabil cu cei de votul pentru, cu amendamentul ca prețul de hotel al licitației să fie de 7 euro pe metru pătrat. Cât? 7 euro pe metru pătrat. Un singur comentariu, eu întreb. Dacă la comisia a fost prezentat situația reală a terenului, deci zona acestea în care va solicita la cumpărare, se va dezvolta un plan urbanistic zonal, construit de locuințe private, și aceste terene s-au pus și undeva între 2 și 3 metri pe o mulțime de afară de 300 de metri pe toată mulțimea. Este un teren care nu este interesat pentru proprietarii care sunt acolo, dar sunt nevoiți să-l cumpere pentru a putea face acel plan urbanistic zonal, adică să aibă criteriile de autorizare legală. Am mai fi o variantă din partea Consiliului Local, cred, nu cunosc partea juridică, și pe superficie și sau pe o servitute, dar ideea este că încercăm să luăm niște bani la Consiliul Local. Și așa, în discuții cu toate cu proprietatea acolo, nu se acordă nici 4,9, dar totuși 7 mi se pare exagerat. Să încercăm un 6, un 5 jumate, ar fi un preț mult mai aproape de, să zic, de realitate, că sunt niște venituri la bugetul local. Până la urmă vor fi forțați să cumpere, dar discuții cu ei avem permanent, să știți, mai ales cei că la urbanici și la patrimoniul consul. S-a luat în considerare prețul care s-a, cu care s-a vândut terenurile agricole în zona Sudului Vechi și de aia acolo s-a vândut 7 euro. Și ca să nu umblăm cu două măsuri. Știe, eu cred, și așa
Terenul ăsta va fi cumpărat pentru dezvoltarea, pentru realizarea unui căi de acces. Deci o să avem aceeași situații ca și la proiectul precedent. Deci acum le vindem terenul, dar după aia când o să vină oamenii să spună donăm terenul care l-am cumpărat ca să facem cale de acces, o să spuneți că domnule, n-avem fonduri. Nu sunt interesat pentru această donație. Am avut discuție și asta. Iar tot în donat diferență și face voi cu oameni, dar nu se interesează. Deci vor să rămân un fond privat, în faptul care se imagina că nu fie. Deci atât. Numai că... Nu da, poate să vorbim de prețul. Da, nu e regulă. Deci eu am făcut completările... Informațiile care le-am avut la comisia asta au fost că intenționează să-l doneze și să-l facem da, public. Da. Dacă e privat, da, o variantă de preț? Sau supunem un păi există prețul evaluatorului, prețul propus de comisie, mai există și prețul domnului primar, supunem la vot. Da, deci supunem la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost inițiat. Cine este pentru? Nu. Fără comisie. Prețul comisiei de 7 euro pe metru pătrat. Cine este pentru? Domnul președinte de comisie. 2 euro. Dar deci câte... A rămas cu 7 euro pe metru pătrat, un număr de... 7. Mulțumesc, trecem la următorul punct de la ordine de zi. Articolul 1 la următorul proiect de hotărâre se aprobă studiul de oportunitate privind aprobarea vânzării cu plata în rate a terenului suprafață de 223 metri pătrați, aferent construcției situate în municipiul Ajutarea George Enescu, numărul 7, Tarlaua 76, parcela 479 pe 1, înscrisă cartea funciară, numărul 57230, ce aparține domeniului privat al municipiului Arjud. Articolul 2. Se aprobă vânzarea cu plata în rate a terenului suprafață de 223 metri pătrați aferent construcției situate în Arjud, strada George Enescu, înscris în cartea funciară cu numărul 57230. În procedura de vânzare, proprietarul construcțiilor are un drept de preemțiune ca privilegiu. Articolul 3. Prețul de vânzare a terenului a fost stabilit în sfârșirea Consiliului Local al municipiului Arjud respectiv 19 euro pe metru pătrat, valoare totală fiind de 4.237 de euro, sumă ce va fi achitată în lei la cursul BNR din ziua plății. Articolul 4. Contractul de vânzare cumpărare se va încheia în formă autentică la biroul notarului public, taxele aferente fiind suportate de cumpărător. Cumpărătorul poate achita prețul terenului în rate în următoarele condiții. Se va achita un avans de 5% la data semnării contractului de vânzare cumpărare, urmând ca restul sumei să se achite în termen de 36 de luni, de rate lunare consecutive. Se va percepe o dobândă egală cu dobânda referință a BNR pentru perioada respectivă. Neplata a două rate consecutive atrage anularea licitației, contractului de vânzare-cumpărare, cu revenirea bunului la vânzător. Neplata la data scadentă atrage calcularea de penalități. În cazul vânzării lunare nu se va acorda termene de grație. Termenul de plată a ratei lunare va fi ultima zi lucrătoare a fiecare luni și înscrierea în cartea funciară a imobilor a dreptul de ipotecă a municipiului Arjud, conform pregătării Consiliului Local al municipiului Arjud numărul 59 din 27-4-2017, privind modificarea HL 86-26-2015, privind aprobarea regulamentului, privind organizarea și desfășurarea licitației pentru vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile, terenului și construcții, aparținând domeniului privat. Articolul 5. Prezentul terenul face celul, obiectul celor de retrocedare. Articolul 6. Nedrețele patrimoniului privat al municipiului Arjud se va opera corect vânzător. Vânzarea terenului suprafață de 223 metri pătrați și prezenta hotărârii de la articolul 7 se comunică instituției prefectului pentru controlul legalității. Da, mulțumesc domnul consilier Bejan, comisia. Mulțumesc, discuții dacă sunt. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Cu număr de 17 voturi pentru a deveni cu 3.43. Articolul 1 la următorul proiect de hotărâre se aprobă studiul de oportunitate privind aprobarea vânzării cu plata în rate a terenului suprafață de 236 metri pătrați,
aferent construcției situate în municipiul Ajuta, la George Enescu, numărul 7 ani. Articolul 2. Se aprobă vânzarea terenului suprafață de 236 metri pătrați, aferent construcției situate în Ajut, strada George Enescu, numărul 7 ani. Proprietate privată a municipiului Ajut, în procedura de vânzare, proprietarul construcțiilor are un drept de, ca privilegiu, un drept de premențiune. Articolul 6. Prețul de vânzare a terenului a fost aprobat în funcție de Consiliul Local al municipiului Ajut, respectiv 19 euro pe metru pătrat, valoarea totală fiind de 4.484 euro, sumă ce va fi achitată la cursul BNR în ziua plății. Contractul va fi la fel ca proiectul anterior. Articolul 5. Prezentul terenului face obiectul celor de retrocedare. Articolul 6. În evidențele patrimoniului privat al municipiului Ajut se va opera corespunzător și la articolul 7. Prezenta hotărâre va fi comunicată în instituții prefectului pentru controlul legalității. Da, domnul Bejan, comisia, vă rog. Comisia avizează favorabil. Discuții dacă sunt în marge acestui proiect. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Cu număr de 17 voturi pentru, a devenit hotărârea numărul 44. Articolul 1. Se aprobă cele două modificate privind aprobarea vânzării cu plata în rate a terenului suprafață de 490 metri pătrați, aparent construcție și toate în ajuns data construcțiilor numărul 15, aparținând domeniul privat al municipiului Ajut, în forma anexii 1. Articolul 2. Se aprobă vânzarea cu plata în rate a terenului suprafață de 490 metri pătrați, aparent construcție și toate în ajuns data construcțiilor, aparținând domeniul privat al municipiului Ajut, pe care o construcție de stanța locuință, cu o comitate pe care se iară numărul 54. Proprietarul construcția nu trebuie pentru ca privilegiu. Articolul 3. Prețiul de vânzare a terenului este cel stabilit prin raportul evaluat în domeniul evaluatorului sistem autorizat membru ANEVAR și în susținere Consiliului Local al Municipiului Ajut, respectiv 17,25 euro pe metru pătrat, cu o valoare totală de 8.457 euro, sumă ce va fi achitată în lei la cursul PNR, din ziua plății. Articolul 4. Contractul de vânzare în vânzare se va încheia în forma autentică la biroul notarului public. Taxele aferente un vin suportat de cumpărător. La fel, avem o variantă de plată în rate care am prezentat-o anterior. Articolul 5. Prezentul terenul face obiectul celor de retrocedare. Articolul 6. În evidențele patrimoniale se va opera corespunzător vânzarea acestui teren. Și la articolul 7. Prezenta hotărârii se comunică instituții prefectului pentru controlul legalității. Comisia, domnul consilier Dejan. Comisia avizează favorabil cu 5 voturi pentru, cu propunerea ca prețul de vânzare să fie de 19 euro. Da, deci supunem la vot proiect de hotărâre așa cum a fost inițiat. Cine este pentru? Supunem la vot proiectul de hotărâre cu prețul de 19 euro pe metru pătrat. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, deci cu număr de 17 voturi pentru, a devenit hotărâre numărul 45. Articolul 1 al următorului proiect se aprobă sub o oportunitate și aici o lăsație pentru hotărârea și pavețele de arenă 1510 metri pătrați, având categoria de folosință curs, construcția, aparținând domeniul privat al municipiului Ajut, situată în sat aparținător la Jurul Vechi, municipiul Ajut de Tubrancea, în vederea construirii unor locuințe cu forma anexii 1 și anexii 2, care fac parte integrantă în prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă vânzarea cu plata în rate prin procedura de licitație publică a suprafeței de teren 2510 metri pătrați, având categoria de folosință curs, construcții, aparținând domeniul privat al municipiului Ajut, înscris în cartea funciară cu numărul de 51.237 în vederea construirii unei locuințe. Articolul 3. Prețul minim de vânzare a terenului în suprafață de 1.510 metri pătrați de la care pornește licitația este de 6.72 euro pe metru pătrat, adică 10.147 euro, calculat în lei la cursul BND din ziua plății. Articolul 4. Procedura de licitație publică se va demara în maximum 45 de zile de la adoptarea hotărârii, iar perfectarea contractului de licitare cumpărare va avea loc maxim 30 de zile de la terminarea procedurilor de adjudecare. Cumpărătorul va achita prețul terenului adjudecat conform hotărârii Consiliului Local numărul 625 al 6/2015, primind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitațiilor. Articolul 5. Prezentul terenul face obiectul celor de retrocedare. Articolul 6. În evidențe patrimoniului privat va opera corespunzător. Și la articolul 7. Prezenta hotărâre se comunică instituției prefectului pentru controlul legalității. Comisia, domnul consilier Bejan, domnul. Comisia avizează favorabil cu 5 voturi pentru, cu propunerea ca prețul de pornire a licitației să fie de 7 euro metru pătrat. Alte discuții dacă sunt? Dacă nu sunt, supunem la rog proiectul de hotărâre cu prețul de 6,72, așa cum a fost inițiat. Împotrivă, abține, toate cum așa împotrivă, da? Supunem la vot proiectul de hotărâre cu mențiunea că prețul să fie de 7 euro pe metru pătrat. Cine este pentru? Deci cu 17 voturi pentru,
Articolul 1 la următorul proiect de hotărâre se potrivit Comisia Specială pentru Întocmirea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Aljud, în componența parapet prezentată în, în proiectul de hotărâre, deci semnatul președinte, Bișan Andra, secretar, membri economici Pușcașul Mihale, director economic, inginer Săvetul Mariana și consilier juridic Toia Nadina, compartimentul juridic. Articolul 2, pentru îndeplinirea atribuțiunilor cu care a fost investită prin lege Comisia Specială, va fi sprijinită de următorii specialiști din aparatul de specialitate. Și aici aveți prezentat iar un număr de specialiști din aparatul de specialitate al primarului. La articolul 3, Comisia prevăzută la articolul 1 va inventara bunurile care aparțin domeniului public al municipiului Aljud, urmând ca inventarul să fie prezentat spre aprobarea Consiliului Local. Articolul 4, termenul de finalizare a inventarului este 45 de zile de la data adoptării hotărârii. Articolul 5, prezenta hotărârii va fi adusă la îndeplinire de persoane prevăzute la articolul 1 și 2. Și la articolul 6, prezenta hotărârii va fi comunicată instituției prefectului pentru controlul localității. Domnul consilier, deja comisia. Comisia așteaptă cu 5 voturi. Mulțumesc, discuții dacă sunt. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Deci cu număr de 17 voturi pentru, deci numărul 46. Articolul 1 la următorul proiect se aprobă mânzarea cu plata arate a apartamentului ANR și poate municipiul ajutoarea Republicii numărul 109, copătul 36, scala 3, care este apartamentul 36, înscris în cadrul muncială numărul 56.287, către domnul Ionice Cristi Florentin, în calitate de chiriaș, conform contractului închiriei numărul 62, din 8 aprilie 2011 și are actul al urmării la acest bine. Articolul 2, pătarea apartamentului ANR, identificat la articolul 1, se va face cu plata în rate lunare cu un preț final de vânzare de 88.072,1 lei, conform anexei care face parte integrantă în prezent autorere. Articolul 3, domnul Ionice Cristi Florentin va achita prețul locuinței astfel, avan 15% în cuantum de 13.147,75 lei și 1% cu comision în valoare de 707,08 lei, la data încheierii contractului de vânzare cu cumpărare, iar restul de 74.967,35 lei va fi achitat în rate lunare eșalonate pe o perioadă stabilită în funcție de venituri la data semnării contractului de vânzare cu cumpărare conform hotărârii de guvern numărul 644 din 2014. Articolul 4. Ratele vor fi plătite lunar începând cu data de 1 a lunii următoare, cele în care a fost încheiat contractul de vânzare cu cumpărare în formă autentică. Articolul 5. Se puternicește primarul pentru semnarea actului de vânzare cumpărare în forma autentică în condițiile legii. Articolul 6. Primarul prin aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre și la articolul 7 prezenta hotărârii se va comunica pe intermediul serviciului administrativ local, instituției prefectului și celorlalte compartimente interesate. Da, mulțumesc. Comisia de Domnul Deja. 3 voturi. Discuții dacă sunt urmași în acest subiect. Dacă nu sunt, supunem la conștiință de regimă. Împotrivă, abține, număr de 17 voturi pentru, numărul 48. Articolul 1 la următorul proiect de hotărâre se aprobă vânzarea cu plata în rate a apartamentului ANR și plata Consiliului de Ajutare de Copii cu 109, numărul 109, copul 36, scala A, etaj 3, apartament 19, către domnul Văzărachii Daniel, tratată de Chiriaș. Articolul 2, vânzarea apartamentului se va face cu plata în rate lunare la un preț final de 123.574,39 lei, conform anexei care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 3. Domnul Răscalache va achita prețul locuinței la fel ca și varianta anterioară cu 5% avans și restul pe o perioadă conform în funcție de venituri la data semnării contractului de vânzare-cumpărare. Articolul 4. Ratele vor fi plătite lunar, începând cu data de 1 ale lunii următoare. Articolul 5. Se mutezeze primarul pentru semnarea actului de vânzare-cumpărare în condițiile legii. La articolul 6, primarul prin aparatul de specialitate vor asigura ducerea îndeplinirea prezentei hotărâri și la articolul 7, comunicarea prezentei hotărâri se va face către instituția prefectului și către toate persoanele și compartimentele interesate. Comisia domnul Bejan. Comisia avizează favorabil cu 5 voturi pentru. 3 voturi pentru. 3 voturi pentru. Alte discuții dacă sunt. Domnul Diacon, vă rog. Văd aici două persoane, sus soție, că poartă nume diferite. Zice Lăscărache și Băla. Articolul 1 la următorul proiect de hotărâre se aprobă vânzarea apartamentului ANR și apartamentului
Stradă Republicii, blocul numărul 109, blocul 36, scala B, etajul 1, apartamentul 8, către doamna Popa, Mariana, calitatea de chiriaș și articolul 2, vânzarea apartamentului de PNL se va face cu plata în rate lunare la un preț final de vânzare de 88.253,2 lei, cu vom anexei, care face parte integrală de prezenta hotărâre. Articolul 3, doamna Popa, Mariana, va achita prețul locuinței la fel cu un avans de 15%, urmând celelalte proceduri la fel ca celelalte proiecte. Articolul 4, ratele vor fi plătite lunar început cu data de 1 ale lunii următoare. Articolul 5, se mulțumesc de primarul pentru semnarea contractului de vânzare cu orare în condițiile legii. Articolul 6, primarul prin aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezente hotărâri. Și la articolul 7, comunicarea prezentei hotărâri se va asigura că instituția prefectului, compartimentele interesate, cu totul prezent. Mersi, să rog. Comisia, domnul Bejan. Comisia de favorabil. Da, trei voturi pentru. Mulțumesc. Discuții dacă sunt? Bun. Dacă nu sunt, supune la vot. Cine este pentru? Cu număr de 17, voturi pentru, a devenit hotărârea numărul 50. Articolul 1, următor, voi hotărâri, se apără vânzarea cu plata în rata apartamentului ANR, situată în municipiul Atrus, strada Republicii, numărul 109, blocul 36, sala B, etaj 3, apartamentul 39, către domnul Filip Mihai, în calitate de chiriaș, conform contractului montat de închiriere, numărul 39, de 24-11-2010. Articolul 2, vânzarea apartamentului, se va face cu plata în rate lunare cu un preț final de vânzare de 183.846,9 lei, conform anexei care face parte integrată de prezentă hotărâre. Articolul 3, domnul Filip Mihai va achita prețul cu până la bază 5%, respectând celălaltă procedură. Articolul 4, ratele vor fi plătite lunar în cu data de. Articolul 5, se îmbunătățește primarul să semneze contractul de vânzare cu vânzare conform dispozițiilor legale. Articolul 6, primarul prin aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărârii și comunicarea prezentei hotărâri va face către instituția prefectului și către celelalte persoane interesate. Comisia, domnul Bejan. Comisia în cealaltă, domnul Catană. Trei voturi pentru. Mulțumesc. Discuții dacă sunt? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Cu număr de 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a devenit proiectul numărul 51. Mulțumesc, domnul primar. Articolul 1. La următorul proiect de hotărâre se aprobă vânzarea cu plata în rate a apartamentului ANL situat în municipiul Atrus, strada Republicii, bloc numărul 109, bloc 136, scara A, etajul 3, apartament 17, către doamna Prisecaru Elena, în calitate de chiriașă. Vânzarea apartamentului tip ANL se va face cu plata în rate lunare cu un preț final de vânzare de 118.372,89 lei, conform anexei care face parte integrală de prezenta hotărâre. Articolul 3, doamna Prisecaru va achita prețul cu un avans de 5%, urmând celelalte proceduri. Articolul 4, ratele vor fi plătite lunar, începând cu data de 1 ale lunii următoare. Articolul 5, îmbunătățește primarul pentru semnarea contractului vânzare cu vânzare în forma autentică în condițiile legii. Articolul 6, primarul prin compartimente în aparatul specializat de vor asigura ducerea în primirea prezentei hotărâri și comunicarea prezentei hotărâri se va face în intermediul serviciului administrației publice locale către instituția prefectului, birouri interesate și serviciile interesate și tuturor persoanelor interesate. La comisia, domnul Bejan. Comisia de favorabil. Domnul Catane. Trei voturi pentru. Discuții dacă sunt? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Deci, cu număr de 17 voturi pentru, a devenit hotărârea numărul 52. Articolul 1, următorul proiect de hotărâre, se aprobă rectificarea bugetului general al unității administrative teritoriale a municipiului Azu pentru anul 2018, care însumează la partea venitului 55.261,85 lei și la partea cheltuieli 58.163 lei, cum este prevăzut anexa numărul 1, articolul 2. Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat la venitul pe capitole și subcapitole pentru anul 2018, care sumează 28.863,05 lei, din care pentru funcționare 18.256,60 lei, iar pentru dezvoltare 9.906,45 lei, conform anexii 2, articolul 3. Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pentru anul 2018, care sumează 29.501 lei, din care pentru funcționare 18.256,60 lei, iar pentru dezvoltare 11.244,40 lei, conform anexii 3. Articolul 4. Se aprobă rectificarea listei de investiții cu finanțare de la bugetul local al municipiului Azu pentru anul 2018, în sumă de 11.244,40 lei, conform anexii 4. Articolul 5. Se aprobă rectificarea programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pentru propunerea de buget 2018 și estimări buget 2019-2021, conform anexii 5. Articolul 6. Anexul 1.5 fa parte integrată prezentată hotărâre. Articolul 7.
primarul prin serviciu în aparatul de specialitate vor asigura aducerea în primirea prezentei hotărâri și la articolul 8, prezentul hotărârii se va comunica tuturor persoanei interesate, inclusiv instituției prefectului. Mulțumesc, domnul Cătar. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe seama acestui proiect, dacă nu sunt, să punem la vot. Cine este pentru? Deci cu număr de 17 voturi pentru, a devenit hotărârea numărul 53. La capitolul diverse sunt patru chestiuni foarte rapid vor fi prezentate. Deci primul este vorba de raportul de activitate pentru perioada 1 ianuarie 2017 și 31 decembrie 2017 a societății SCA Putem, în care doamna administrator Cerasela Spătar a prezentat foarte succint și foarte corect date. Cred că l-aveți prezentat, nu mai este, n-are rost să mai citim. Dacă sunt ceva obiecțiuni, dacă se recomandă pentru societate, puteți face acum, doamna este prezentă aici. Din punctul meu de vedere, activitatea se desfășoară în condiții normale și ca orice activitate este loc de mai bine, dar e o societate care se mișcă totul bine. Da, să înțeleg că nu sunt obiecțiuni, am să vă citesc o solicitare. În cadrul proiectului România, centenarul Marii Unii, ajut 585 de ani de atestare documentare, Casa de Cultură Tudor Gornicu, va tipări și lansa lucrarea de poul ajut, file de istorie. Autorii lucrării sunt inginer Virgil Bunghiuț, inginer Mircea Dragomir, inginer Marius Rusu, inginer Florin Nicolae și subinginer Toader Leontă. Având în vedere că depoul de locomotivă a ocupat un loc aparte în istoria tracțiunii feroviare din România, propun ca în spațiu verde din fața gării ajut să fie amplasată locomotiva construită în anul 1920 și care în prezent este în curtea depoului ajut. Tipărirea și lansării cărții depoului ajut file de istorie și reamplasarea celei mai vechi locomotive din dotarea depoului ajut în fața gării ajut constituie o recunoaștere a activității foștilor ceferiști și amintește că ajut au fost unul din cele mai mari centre feroviare al țării. Cu respect, profesor Catan Ion, director Casa de Cultură Tudor Gornicu. Din punctul meu de vedere, este o solicitare corectă și dacă dumneavoastră dați acceptul, primăria va începe procedurile pentru încercarea reamplasării acestei locomotive pe spate, în spatele gării, pentru că este, nu uităm că Adul a fost un oraș de ceferești și rămâne în amintirea tuturor un oraș de ceferești. Și mi se pare corect că acea locomotivă este un simbol al orașului. Inițial, în perioada 2004-2004, am încercat să ducem două locomotive pe DN2 la intrarea spre Bocanță Bacău, dar nu am reușit la momentul acela. Și acum, solicitarea domnului profesor Catara mi se pare foarte corectă și o va sprijini în totalitate, cel puțin din punctul meu de vedere. Dacă dumneavoastră aveți altul, e vorba. Eu am și eu o problemă. În cât timp... Cortoanului ăsta, încercăm. Poftiți? Cortoanului, deci, vă rămân. Ar fi foarte bine să fie cât mai repede, pentru că noi ne revenim. Și a reprezentat și orașul și locuitorii lui. Deci un lucru foarte bun. Da, domnul Catan. Da, etapele sunt stabilite deja, deci cartea este la tipar. Mâine merg și dau prima corectură la carte. În cel mult 30 zile va fi terminată. Este o carte pe care fiecare consilier o va primi. O vom trimite și la București, celor care de-a lungul anilor ne-au ajutat să dezvolte depoul CFR, care a ajuns spre exemplu o unitate de elită a tracțiunii feroviare. Și vrem să reamintim tinerilor că Ajut a fost un oraș de ceferiști. Toți cei care sunt în Ajut sunt urmașii ceferiștilor. Nu știu dacă într-o familie din Ajut nu a fost un ceferist. Eu nu cunosc. Foarte puțin. Foarte multe astea au avut această ocupație. Am avut o carte să spuneți că această lucrare e o carte document. Evocă foarte bine specificul activităților care au avut loc în lucrarea de document. Este o carte document de nu este rezist. Am avut o pescare, am mai dat o situație, deci o carte care are informații privind evoluția depoului ceferit. Această locomotivă în Bocănița este prima care a circulat în zonă. Am avut două locomotive care domnul primar spunea. Noi în 88 am vrut să facem un muzeu în Ajut. Cele două locomotive au fost aduse, după 89 au fost date la ferme. Iar ceferiștii care sunt în colectivul de sprijin s-au
arătat preocupat să ne ajute și în privința obținerii avizului pentru a muta locomotiva respectivă. Că trebuie să luăm aviz la Ministerul Transporturilor, Ministerul Apărării Naționale. Deja nu mai are în evidență această locomotivă, că el a fost în evidența Ministerului Apărării Naționale până la un anumit timp. Deci scoasă. Deci urmează doar puzul, după părerea mea, nu știu care sunt etapele pentru reamplasare. Un aviz de la Direcția de Cultură s-ar părea. Trebuie studiată legislația și să nu ne găsim în postura de a nu putea să... Cerem acordul și după aceea... Deci cartea, deci cam în cel mult 4-5 de zile vom lansa în prezența dumneavoastră. Mulțumesc! Încălțarea a fost bazinul de apă. Unde a fost bazinul de apă. Deci înțeleg că ne dați acordul favorabil. Punem la vot. Cine este pentru? Cu majoritatea, deci demarăm proiectul de... Următoarea solicitare, subsemnata Mărcuță Catrina, cu domiciliu în Ajurul Vechi, vă rog să mă sprijini cu un ajutor financiar pentru fiica mea, Alina Georgiana Mărcuță, elevă la Colegiul Național Mirbota, clasa 10-a, făcând în paralel și școala de canto, unde reprezintă orașul Ajur la toate activitățile și concursurile, câștigând cu numeroase premii. Revin cu cererea, nu am mai făcut solicitare, am dat un răspuns negativ. Deci, din punctul de vedere, este aceeași solicitare pentru o elevă de la Colegiul Mirbota, care a fost ajutată în luna decembrie, știți foarte bine, cu 5 milioane. De obicei, eu n-am fost niciodată împotriva un astfel de solicitări. Colaborez cu directorul unde lucrează sau unde învață fata respectivă. Nu am primit niciun mesaj din partea conducerii. Deci, eu cred că este o practică acum din partea familiei pentru a solicita un sprijin financiar. Situația financiară a municipiului Ajut, bugetul care l-ați aprobat dumneavoastră, este destul de precară, nu sunt bani de salariu decât 65%, pentru bunuri și servicii undeva la 50%, deci eu nu îmi permit niciun moment de față. Asta e o recomandare a mea, dumneavoastră veți hotărâ, deci eu sunt împotriva alocării unei astfel de sumă, chiar și un leu contează. Deci este, a fost ajutată la momentul când a fost, nu face o solicitare... A mai fost ajutată? A fost ajutată în decembrie, sigur. Dar știți foarte bine poziția domnului Catane, că nu a fost motiv, dar și inclusiv dar. Deci sunteți de acord să o ajutăm financiar? Propunerea mea este pentru nu. Dar cine este pentru? Nu. Toată lumea s-a pus. La fel, avem o solicitare din partea domnișoarei Laura Bala, studentă la Universitatea Națională de Muzică București, care solicită la fel pentru un master muzical undeva la Naplio. Deci Consiliul Local a ajutat-o și anul trecut și acum 2 ani de zile. De două ori. I-am spus părintelui, tatălui dumneai, că suntem într-o situație precară din punct de vedere al bugetului, nu ne permitem, am ajutat-o până altceva, dar anul acesta nu când o vrem, nu cum avem o rezultat financiar. Dacă aveți altă opinie, vă rog să vă spuneți, eu mi-am spus că nu sunt de acord, că nu avem cum. Am ajutat-o. Mai sunt discuții? Dacă nu mai sunt discuții, declar închise ședințele ordinare de astăzi. Vă mulțumesc!